să ai grijă ca atunci când te ocupi de activități urgente, să nu le uiți pe cele esențiale. Nepăsarea de mântuirea sufletului sau trăirea doar biologică în lumea aceasta, fără a căuta sensul spiritual și ultim al vieții, a trăi doar biologic, de azi pe mâine, fără să te mai întrebi ce rost are viața mea pe pământ, care este rostul vieții noastre aici, nu mai avem timp pentru Dumnezeu, nu mai avem timp pentru suflet, nu mai avem timp pentru sensul ultim al vieții noastre. Urgențe, peste tot sunt urgențe, priorități peste urgență și urgență peste priorități. Și ne fură timpul rugăciunii, ni se fură sufletul și el se face țărână. Țărână și țăndări, pentru că este risipit în prea multe lucruri pământești și nu se mai poate aduna pentru cele cerești. Să ai grijă ca atunci când te ocupi de activități urgente, să nu le uiți pe cele esențiale.